În vremea aceea, Iisus a luat la sine iarăși pe cei 12 și a început să le spună cele ce aveau să îi se întâmple. Că iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor. Îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor. Îl vor batjocori și îl vor scuipa și îl vor biciui și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Și au venit la el Iacov și Ioan, fiii lui Zebedeu, zicându-i: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Iar el le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei i-au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta întru slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care eu îl beau, îl veți bea și cu botezul cu care mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta mea sau de-a stânga mea nu este al meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și auzind, cei 10 au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Și Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi să fie slujitor al vostru și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă. Că și Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Prea cucernici părinți, iubiți frați și surori, întru Domnul, iată ne ajungi în călătoria noastră tainică spre înviere, la ultimul popas care ne desparte de sfârșitul celor 40 de zile de post, la care se va mai adăuga încă o săptămână pe care o numim a Sfintelor Pătimiri. Deja din această duminică intrăm într-o săptămână aparte, duminica care este prima zi a săptămânii, ziua învierii, ziua bucuriei. Și cu adevărat este bucurie, căci de fiecare dată este un popas care ne încarcă duhovnicește ca să putem să ducem jumul și durerea și greutatea unei săptămâni care de multe ori poate fi apăsătoare. Și la propriu, dar și la figurat, și în cele exterioare, și în cele interioare, și în săptămâna în care intrăm, să știți că ne este pusă în față o pătimire a omului, înainte de pătimirea Domnului. Și această săptămână se va termina cu o înviere a omului, înainte să putem gusta cu adevărat în călătoria noastră tainică din învierea Domnului. Învierea omului care este chipul lui Lazar, care va pătimi toată săptămâna și vom auzi la cântări cele de la Utrenie și cele de la Vecernie, în parohii mai puțin, că nu se reușește să se facă în fiecare zi slujbă, dar în mănăstire, acolo unde se fac laudele zi de zi, ne hrănim atât de frumos cu aceste cântări tainice care deja din vecernea, în această seară, de duminică seară, ne vor vorbi despre pătimirea și boala lui Lazar și despre Lazar care se îndreaptă spre moarte până la urmă. Și asta este direcția
spre care ne îndreptăm noi toți. De aceea, săptămâna în care am călătorit, astăzi, terminându-se, este o săptămână închinată Sfintei Maria Egipteanca. De altfel, și duminica de astăzi este închinată acestui chip minunat a Mariei Egipteanca, a cărui viață am auzit-o la Denia canonului celui mare, a Sfântului Andrei Cleteanu, din ziua de miercuri, unde s-au înșiruit atâtea nume și nume, mai cu seamă, din Vechiul Testament, și pe câte nume am auzit, pe atâtea căderi și neputințe și păcate care le-au făcut, ne-au fost puse în față, ca să învățăm un singur lucru, că păcat înseamnă direcția care duce spre moarte, iar pocăința este direcția care duce spre viață. De aceea, ca să nu pierdem nădejdea, să nu ne descurajăm, pe lângă această Marie Egipteanca, care e chipul pocăinței cele mai mari pe care am văzut-o în icoana Sfinților, ne mai este pus un alt chip în față, cu care am călătorit de vineri seară, de la Denia Acatistului și întreaga zi de sâmbătă. Și este chipul Maicii Domnului. Este chipul Maicii Domnului care tot timpul este pus în această a cincea săptămână a Apostolului, dintr-un motiv pe care urmează să vă explic. Să știți că praznicul Bunei Vestiri, căzând tot timpul în Sfântul și Marele Post, monahii nu-l prăznuiau, ci tot timpul îl mutau pe sâmbăta următoare, sâmbăta cea mai apropiată, din cauza că sâmbătă și duminică se face liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare. Liturghie de plină, euharistică, în timpul săptămânii, de luni și până vineri, săvârșindu-se liturghia darurilor mai înainte sfințite, care este o vecerie mai deosebită, care a îmbrățișat și ritualul împărtășirii la sfârșit, devenind o liturghie a darurilor, care sunt sfințite sâmbătă sau duminică, cel mai des, și apoi sunt folosite la aceste vicerii pentru a împărtăși credincioșii care au nevoie atât de mult să se întărească cu Sfintele Taine în călătoria aceasta tainică Apostolului. De aceea că lucrurile au spus următorul lucru, nu putem să călcăm postul. Și atunci, dacă praznicul Bunei Vestiri cade în săptămână, îl vom muta sâmbăta cea mai apropiată. De aceea a rămas această sâmbătă ca fiind una în care se prăznuiește și se citește Acatistul Bunei Vestiri, care este începutul mântuirii noastre și nădejdea mântuirii noastre. Să știți că a fost un împărat binecredincios care a schimbat puțin această rânduială. Doar că în Biserica Ortodoxă toate schimbările se fac prin completare, nu prin eliminare. De aceea, lăsând această practică neschimbată, a dus o rânduială nouă și e vorba de Justinian, binecredinciosul împărat, care a zis, chiar dacă vă cădea praznic, o bună vestire, în săptămână de luni până vineri, să se prăznuiască cu liturghia euharistică, cea Sfântului Ioan Gură de Aur, și mai mult decât atât, să se dezlege la pește, la un de lemn și la vin. Din cauza că este ziua care Arhanghelul binevestește celei care va deveni Maica lui Dumnezeu spre taina cea mai presus de taină, care este fost ascunsă din veac și nici îngerii n-au cunoscut-o, cum ne spune de fapt și troparul glasului al patrulea învierii, și de aceea se va prăznui ca și cum ar fi în afara postului. Și iată, știți cu toții că în postul mare sunt două momente în care se dezleagă la pește, la un de lemn și la vin și trăim o deplină bucurie. Despre unul tocmai v-am vorbit, este cel al praznicului Bunei Vestiri, care este legată de această sâmbătă de care ne-am despărțit ieri. Acatistul Bunei Vestiri, praznicul Bunei Vestiri, Maica Domnului care este începutul mântuirii noastre. Dar mai este un praznic, cel al intrării Domnului în Ierusalim, pe care îl vom prăznui exact peste o săptămână. Vom intra în acest praznic. Vă
văzând până la urmă iudeii această minune mare a învierii lui Lazar, despre care am amintit puțin mai înainte. Și-a dat seama cu adevărat că cel pe care l-au în față nu este doar învățătorul, nu este doar prorocul, ci este până la urmă Fiul lui Dumnezeu, într-o pace, Dumnezeu adevărat, așa cum mărturisește Marta, chiar în fața mormântului pecetluit al lui Lazar. Da, eu știu că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu care ai venit să mântuiești lumea. O mărturisire atât de frumoasă și o mărturisire atât de adâncă. Iată lacrimile cele îndurerate în fața mormântului în care nu poți să faci nimic. Ce poate să facă omul în fața unui mormânt? Omul este neputincios în fața morții. Și iarăși, revin la acest gând, până la urmă, ce înseamnă moartea decât păcatul care ne îndreaptă pas cu pas spre acest sfârșit inevitabil? Și cât de mult am dorit să nu vină acest sfârșit. Noi dorim cu toții o viață. Până la urmă, este nostalgia omului și a poporului. De altfel, toate poveștile noastre vorbesc despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Gândul dintr-un început și al lui Dumnezeu pentru om a fost ca omul să trăiască în veșnicie, ca omul să fie într-o comuniune fără de sfârșit cu Ziditorul Său, care este Dumnezeu. Cine mai aduce această săptămână? Cine mai învață această săptămână? Cine a fost Maria Egipteanca? Maria Egipteanca, așa cum ați auzit și în viața ei citită miercuri seara, a fost o tânără copilă care la 12 ani ajunge din provincie în cetatea Alexandrei și o începe să ducă de tânără copilă o viață în păcate trupești, cum ne povestește chiar ea prin cele relatate de Zosima și apoi puse în scris de Sofronie, patriarhul Ierusalimului. 17 ani de zile a trăit în păcat și în desfătări trupești în Alexandria, până când într-o zi a văzut mai mulți bărbați care se îndreptau spre port, luând corebii care mergeau la Ierusalim. Întreabă unde sunt merg acești bărbați și îi se răspunde că îi merg la Ierusalim ca să se închine la semnul sfinte și de viață făcătoare cruci, la lemnul sfinte și de viață făcătoare în cruci, care ne dăruiește tuturor viață. Se pornește și ea și ajunge și știm cu toții că o putere nevăzută o împiedica să intre în biserică, biserica învierii, învierii pe care așteptăm atât de mult să o îmbrățișăm, să o trăim, să devină a noastră cu adevărat, să gustăm din ea, să facă parte de adâncul sufletelor și a inimilor noastre. Se roagă la cine? Maria Egipteancă se roagă la Maria, Maica Domnului. Și Maica Domnului dă binecuvântare să intre în biserică, dar cu o singură condiție care însemna o schimbare radicală. Închinarea la lemnul crucii însemna lepădarea de păcat. Îmbrățișarea crucii înseamnă renunțarea la păcat. Și asta este, până la urmă, lucrul cel mai important pe care trebuie să-l învățăm în această duminică. Căci crucea care a fost pusă în mijlocul postului ca un stendal care ne arată semnul biruinței, ca un far care luminează calea prin duminicile binecuvântate acestei călătorii tainice care ne duce spre înviere, ca să nu uităm niciodată că noi creștinii călătorim cu semnul crucii. Iar crucea trebuie îmbrățișată, durerea trebuie îmbrățișată, suferința trebuie îmbrățișată, căci devine izvor de har mult în viața noastră a tuturor. Maria Egipteancă sărut, îmbrățișează crucea, ieșind afară, primește câteva monede de la un creștin cu care își cumpără 3 pâini. Se împărtășește seara și mi-am dat seama de fiecare dată recitind viața Sfintei Maria Egipteanca că acest obicei înseamnă că deja era atunci liturghiile care se făceau
de cu seară, aceste liturghii frumoase ale postului, după care trece Iordanul și nu se mai întoarce niciodată. După puțin timp, pâinile se termină, după puțin timp și hainele, la un moment dat, devin ponosite și renunță la ele și ne spune viața că 17 ani, asemenea celor 17 cât a trăit în păcat, a fost chinuite de gânduri rele și de gânduri, de pofte întrupești, care nu lăsau să trăiască în pace și în rugăciune. De unde învățăm un lucru foarte adânc, că Dumnezeu lucrează în chip tainic. Tot parcursul nostru în păcat îl întoarce în direcția inversă, care este una a pocăinței, dar atâția ani trebuie să parcurgem și în cealaltă direcție ca să ajungem la liman și la pace. Nu poți să ștergi 17 ani într-o singură zi, ci a fost nevoie de 17 ani de nevoință, care se împletesc cu alții 30 de petrecere binecuvântată. Iar Zosima, acel călugăr care i-a scris viața, i-a povestit viața, a relatat-o, este cel care înțelege o taină foarte mare. Că el, după 55 de ani de călugărie, n-a reușit să ajungă la măsura acestei femei care, prin pocăință și prin lacrimi, a ajuns la o înălțime atât de mare, încât însemnând și Iordanul cu semnul Sfintei Cruci, trecea ca pe uscat. Iar atunci când și-a întins mâinile în chipul Sfintei Cruci ca să se roage, s-a ridicat de la pământ cu înălțimea unui cot. El fiind în genunchi, vărsând lacrimi și aducând rugăciuni Domnului și în același timp rugându-o pe Maria Egipteanca să se roage pentru lume. Și asta își făcea Maria. 30 de ani s-a rugat pentru lume, căci lumea n-a înțeles nici atunci și cu atât mai puțin astăzi, că direcția păcatului este direcția morții. Tot ceea ce săvârșește păcatul și nu pocăiește, merge inevitabil spre moarte. Vezi, zice, că și noi mergem într-un fel sau altul spre moarte. Și adevărat, trupul nostru îmbătrânește și noi ne îndreptăm spre moarte. Nimeni nu poate scăpa de moarte. Un singur lucru ne poate scăpa de moarte. Tocmai taina îmbrățișerii acestei morți, taina îmbrățișerii crucii, boala pe care o iubesc, suferința pe care o iubesc, pătimirea pe care o iubesc și atunci, îmbrățișind-o, ea pleacă de la mine. Căci Dumnezeu face un schimb inechitabil, am putea spune o nedreaptă dreptate a lui Dumnezeu. El ce face Dumnezeu? Ce o să facă Dumnezeu după săptămâna viitoare, care vă spuneam eu dintr-un început, este o săptămână a pătimirilor pentru om. Este omul care pătimește, este Lazar care pătimește. Stând în fața mormântului pecetluit, Mântuitorul Hristos spune, Lazar, ieși afară. Și Lazar este cel care iese din mormânt. Aceea va fi clipa care se despart apele. Acolo va fi momentul când moartea noastră este zdrobită de cine? Este zdrobită de Domnul Hristos. Și ce face? Spune un lucru. Dăm ceea ce nu am eu. Asta îi spune Dumnezeu omului. Dăm ceea ce nu am eu. Dăm tot ce ai tu și nu am eu. Și noi dăm lui Dumnezeu moartea și păcatele. Îi dăm lui Dumnezeu moartea noastră și asta face Lazar. Și dăm păcatele noastre. Și Dumnezeu, moartea noastră, unde o duce? O duce în mormântul Său și acolo o biruie, o zdrobește. Și păcatele noastre, unde le duce? Le duce pe cruce, unde sunt răstignite. Și dacă întreg postul acesta, noi am căutat să răstignim păcatele și neputințele noastre, îmbrățișând într-un fel, până la urmă, viața monahicească, căci cel cu care ne-am întâlnit duminica trecută, Ioan Scăraru, spune un lucru minunat. El zice așa, îngerii sunt lumina monahilor, iar monahii sunt lumina mirenilor. Iar în postul mare ce facem cu toții?
punem într-o mare paranteză viața noastră și încercăm cu toții să fim mai rugători, mai milostivi, mai blânzi, mai iubitori, mai feciorenici, să punem toate patimele și pornirile noastre trupești într-o mare, mare paranteză pe care ar fi bine să nu o redeschidem imediat după Paște înapoi. Să păstrăm totuși Duhul acesta și după Paște, doar îmbălsămat cu bucuria învierii. Căci ce se va întâmpla la Paște? Viața noastră, care este înmiresmată cu, până la urmă, cu ce? Cu duh de moarte. Noi avem o viață care are gust de moarte. Asta e viața noastră. Tot timpul simțim gustul amar al morții, să devină o viață înmiresmată cu gust de înviere. Și atunci nu mai trebuie să învinuim pe nimeni pentru nimic în viața aceasta. Nu mai trebuie să spui nimănui nimic. Nu trebuie să reproșezi nimănui nimic. De câte ori în viața noastră ne vine să reproșăm celorlalți, părinților, mamei, tatălui, soțului, soții, uite ce ai făcut. Dacă tu nu făceai lucrul acesta, altfel ar fi fost lucrurile. Eu aș fi fost fericit sau fericită. Viața mea ar fi fost altfel. Este o minciună, să nu credeți această minciună. Viața noastră este așa cum este și nimic din trecut n-ar fi putut-o schimba. Un singur lucru poate să schimbe viața. Ca noi să o îmbrățișăm așa cum este. Că cea mai mare pierdere este să nu știi să o trăiești. Moartea este nimic. Atât de tare ne este frică de ea, dar realitatea este nimic. Căci a fost zdrobită și, până la urmă, reprezintă cea mai mare minciună pe lumea aceasta. De ce reprezintă cea mai mare minciună? Din cauza că este prima care a fost spusă. Diavolul, prin gura șarpelui, cel potrivnic, cel viclean, ce îi spune lui Eva? Zice, oare Dumnezeu a zis cumva că dacă vei mânca din pomul cunoașterii binelui și a răului vei muri? Și Eva ce îi spune? Da, așa a spus Dumnezeu. A fost curată, a spus adevărul, dar șarpele a spus o minciună. Zice, nu, mănâncă, că nu vei muri. Și ea mănâncă. Și într-adevăr, nu moare atunci, pe moment. Că asta e cea mai mare înșelare. De altfel, ca și păcatul. Noi spunem că păcatul ne duce spre moarte și oamenii păcătuiesc în fiecare zi și nu mor. Dar ce se întâmplă cu Eva? Trec ani, pierde alături de Adam raiul și la un moment dat moare. Asta este taina. Că Dumnezeu lasă timpul ca să devină timp al pocăinței. Timpul nu ne este dat ca să devină timp al plăcerii și a desfătării, ci timpul este cel care devine măsura pocăinței. Și pocăința este cea care unește cerul cu pământul. Măsura pocăinței ne face pe noi cu adevărat oameni. Măsura pocăinței a ridicat-o pe Maria Egipteanca de la pământ, ridicându-se ca la un loc când se ruga. Măsura pocăinței a făcut să schimbe, să dea, într-un fel, să meargă contrar legilor fizicii și contrar tuturor rânduielor pe care le cunoaștem. Ca una care în viața ei nu a citit nici măcar o frază din Noul Testament și știa toată Scriptura, când le-a citat din Scriptură și știa toți psalmii pe de rost și în cuget și în har a cunoscut toată învățătura și toată comoara aceasta tainică a Bisericii. Și asta face Dumnezeu cu noi în acest post. Vrea să ne rupă prin pocăință, vrea să ne rupă prin pocăință de la lucrurile trupești, care mereu le regretăm. Tot ce pierdem, regretăm foarte, foarte mult. Și am vrea lucrurile să fie altfel și viața noastră poate mereu umbra unei nemulțumiri. Și asta e un lucru de care foarte greu putem să ne despărțim. Mereu suntem nemulțumiți de ceva. Foarte rar să găsești oameni care sunt mulțumiți. Dar de altfel, ei sunt cei mai fericiți. Și la această fericire ne cheamă Dumnezeu să știm să îmbrățișăm durerea și suferința și viața așa cum este ea și pe aproapele nostru să îmbrățișăm și să ne facem lui
până la urmă, slugă. Și aici trebuie ajung la cuvântul Evangheliei care s-a citit. Evangheliei care încheie un șir de prorocii, de vestiri pe care le face Mântuitorul. Domnul vestește de 3 ori Sfânta Sa pătimire. De aceea sunt 3 duminici care sunt în inima Apostolului, care au această vestire. Prima, în Duminica Sfintei Cruci. Imediat după ce Domnul le vorbește ucenicilor despre luarea crucii, le spune și taina aceasta a pătimirii. Și zice că Fiul omului va fi dat păgânilor și va fi bagiocorit și va fi scuipat și va muri și va fi răstignit, dar la 3-a zi va învia. Petru atunci îi se opune. Să nu-ți fii ții una ca aceasta. Și Domnul îi spune, trece înapoi a mea, Satanul. Adică cel care ești potrivnic, cel care te împotrivești tainei mântuirii, când îmbrățișarea crucii stă taina mântuirii. Și de pe cruce se vestește împărăția cerurilor. Dar despre asta o să vă spun puțin mai târziu. În duminica trecută, Domnul, coborându-se de pe muntele Tabor, unde s-a schimbat la față, cu 40 de zile înainte de răstignirea sa, de asta și de la praznicul schimbării la față până la praznicul Înălțării Sfintei Cruci, sunt exact 40 de zile. Iarăși le vestește apostolilor și ucenicilor săi cea, pentru a doua oară, pătimirea sa, care va fi pentru noi aducătoare de viață. Și astăzi, în această duminică, Domnul le vestește ucenicilor săi a 3-a oară. Și cu asta începe Evanghelia. Este primul lucru care spune Domnul în Evanghelie. Că va suferi, va pătimi, va gusta din cruce și din moarte, va fi dat pe mâinile păgânilor și va fi răstignit, va muri, dar a 3-a zi va învia. Și atunci, 2 dintre ucenici, împreună cu mama lor, Salomea, Ioan și Iacov, se apropie de Mântuitorul Hristos și îi spun următorul lucru. Îi spun, învățătorule, vrem să cerem ceva de la tine. În altă relatare evanghelică, mama însăși întreabă, învățătorule, vreau să cer ceva de la tine pentru fiii mei aceștia. Ca unul să stea de-a dreapta ta și altul de-a stânga. Și Domnul atunci vorbește despre taina crucei și zice, oare pot ei să guste paharul suferinței din care voi gusta eu și din botezul morții? Care este botezul despre care vorbește Mântuitorul Hristos? Este cel al morții. Este un botez prin moarte. El este cel care se botează în moartea sa, coborând, așa cum pruncii se afundă în apă și ies botezați din apă, așa și Domnul se afundă unde? În iad pe care îl zdrobește cu moartea sa, biruind moartea și ieșind din iad învingător, biruitor și prădând iadul, cum ne spune Sfântul Ioan, gură de aur și scoțând sufletele tuturor dreptilor ca să-i așeze unde? Într-o împărăția sa care a fost gândită dintr-un început pentru toți oamenii. Împărăția este singură care a fost gândită dintr-un început, nu iadul. Destinul omului este într-o singură și o singură direcție, care este cea a împărăției. Și atunci ei, neînțelegând taina despre care vorbește, Domnul zice, sigur, dacă trebuie să ne botezăm, ne botezăm și dacă trebuie să gustăm la același pahar din care guști tu, vom gusta. Și Domnul le face prorocie, se zice, din paharul din care gust eu, adică paharul morții, veți gusta și cu botezul care mă botez eu, vă veți boteza. Adică le prevestește lor și tuturor apostolilor că vor muri prin mucenicie, vor gusta prin goană și moarte și durere și vor gusta până la urmă tot ceea ce a gustat Domnul în angoasa din fața crucii pe Golgota. Dar le zice, dar a stat de-a dreapta și de-a stânga nu este a meu, ci a Tatălui meu. Și cui dă Tatăl locul de-a dreapta și de-a stânga
altcuiva decât Maicii Domnului și Sfântului Ioan Botezătorul, pe care îi vedem în icoana, pe care o numim Deises, reprezentând această tainică așezare de dreapta și de-a stângă. Și atunci Domnul dă o învățătură de căpătâi, care este învățătura de această duminică, cu care trebuie să călătorim și care trebuie să o punem în inimile noastre. Ce spune Mântuitorul Hristos? Spune așa. Voi știți că dregătorii lumii acestea, împărații lumii acestea, conduc lumea și sunt cei mai mari. Și știm că aceeași rânduială s-a păstrat și până în ziua de astăzi. Dar la voi să nu fie așa, le spune. Ci cel care vrea să fie cel mai mare dintre voi, să fie slujitor, slugă sau slujitor, mai corect, tuturor. Adică să-i slujească pe cei din jur. De aceea, adevărata bogăție este cea care o împarți cu cel de lângă tine. Adevărata măreție este să te pui tot timpul ultimul. Dar știți din ce cauză trebuie să ne punem tot timpul ultimul și ultima? Ca să fim siguri că nu lăsăm pe nimeni în spate, ci pe toți care sunt în fața noastră, îi ducem în împărăția cerului. Că cerul se închide cu noi și nu cu altcineva. Că reușim pe toți să punem în direcția cea bună, care este a pocăinței. Asta vrea să spună Dumnezeu. Să ne facem cei mai mici, să-i slujim pe ceilalți. Asta înseamnă cu adevărat a fi cel mai mare. Căci cel mai mare este cel care îmbrățișează într-o tainică, îmbrățișează pe toți ca să-i ducă în împărăția cerului. Asta este Evanghelia cu care am călătorit astăzi. Evanghelia care ne învață taina smereniei și întreg postul acesta și întreaga perioada triodului nu este altceva decât o școală în care învățăm cum să iubim, învățăm cum să fim milostivi. Astăzi am învățat cum să fim smeriți, am învățat cum să îmbrățișăm crucea. În săptămâna în care intrăm, vom împătimi alături de Lazar, iar la sfârșit va veni Domnul și va face cu noi un schimb, care înseamnă o mică înviere. Sâmbăta și duminica viitoare este un Paști mic, să știți lucrul acesta. Din ce cauze? Din cauza că este omul cel care învie. Și Dumnezeu atât de tare ne-a iubit, încât ne-a arătat taina asta, să o vedem cu ochii noștri, înainte, simțind mirosul morții, căci Marta ce îi spune lui Dumnezeu? Spune, Doamne, sunt deja 4 zile și miroase deja urât. Unde să dăm noi piatra la o parte? Și Domnul ce face? Domnul plânge în fața mormântului. Dumnezeu plânge pentru noi, dar atât de mult ne iubește. Atât de mult ne iubește și varsă lacrimi. Nu le-a vărsat nicăieri, niciodată. Câte minuni ne-au făcut, câți orbi ne-a vindecat, câți slăbănoci ne-a adus într-o sănătate, câți paralitici și până la urmă și învierea a mai făcut. Dar niciodată Dumnezeu nu a plâns. Plânge în fața mormântului pe cerul care este al lui Lazar, ca să ne arate încă o dată cât de mult ne iubește. Asta este semnul dragostei. Dumnezeu vrea să moară în locul nostru. Și de ce îl lasă o săptămână întreagă pe Lazar acolo să stea în mormânt înainte să vină ca să-l învie? Ca să simțim cu adevărat, să nu-i lăsăm păcăliți. Omul trebuia să simte gustul morții, să simte mirosul morții, să intre până la adâncul lui și să guste și să vadă, da, într-adevăr, nu pot să fac nimic. Asta e singura direcție în care merg. Acolo este calea în care mă duc eu. Și Dumnezeu plânge și vede și înțelege că doar într-un singur fel poate să ne vindece pe noi din moarte, să ne scape de moarte, să ne izbăvească de moarte, să ne fure din brațele morții, ca El să o ia și moartea noastră să devină moartea Lui. E singura modalitate. Alta nu există. De ce? Atât de frumos spune Isaia prorocul că Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă. Că așa cum o mamă în fie ce clipă este gata să moară pentru pruncul ei și dacă ar întreba-o de 10 ori
cineva ce alege. Și m-am întâlnit cu situația asta de atâtea ori, de nenumărate ori. Mai ales în cazurile atât de imposibile pe care le vedem în ziua de astăzi, prin spitale și noi, la Roma, adesea, cazuri foarte grele, copii lași, bolnavi. Nu am întâlnit în viața mea și de preot și de episcop niciodată o mamă care să spună că ar prefera ea să trăiască. Toate mamele mi-au spus, vreau să mor eu și aș muri de 3 ori, de 10 ori, de 100 de ori, numai copilul să trăiască. Și dacă i-ar spune, acum trebuie să mor, i-ar zice, acum mor. Nu mai pot să trăiesc nicio clipă, nicio clipă, nu mai vreau nimic, vreau să mor, dar să trăiască pruncul. Asta este taina cea mare care o face Dumnezeu cu noi. Și asta se întâmplă săptămâna viitoare. Dumnezeu zice, nu mai vreau să mai moare niciun om, nimeni să nu mai moare niciodată. Și stă în fața mormântului și plânge și prin lacrimile sale șterge lacrimile cui? Ale Martei și ale Maria și îl scoate pe Lazar, îl scoate pe Lazar viu. Și intră în Ierusalim și de asta este aclamat. Și de asta este cântul Osana, bine este cuvântat ceea ce vine într-un numele Domnului Împăratul lui Israel. De asta aduce semnele biruinței, că semnele biruinței nu sunt asupra zidurilor și asupra cetății, ci semnele biruinței sunt semnele biruinței asupra morții. De asta atât de frumos ne vorbește viața Mariei Egipteanca despre obiceiul călugărilor din Palestina, care la începutul postului se împărtășeau, plecau în pustie și se întorceau când? Sâmbăta florilor, ca să poată să aducă stâlpările faptelor celor bune și a virtuților, ca să le pună în fața cui? În fața lui Hristos, la poalele crucii. Și Domnul la poalele crucii ne dăruiește viață. Din cauza că în clipa în care ostașul roman înfige coasta Mântuitorului cu sulița și din coasta Mântuitorului curge sânge și apă care se preling unde? În potirul tainic a fiecărei sfinte liturghii. Și de ce venim la biserică? Ăsta e tot rostul pentru care venim la biserică. Ca la sfârșit să gustăm din sângele Domnului și să avem viață. Că El ne spune, tot ceea ce mănâncă trupul meu și bea din sângele meu, va avea viață veșnică. Va avea viață veșnică. Noi nu vom muri. Pentru noi moartea nu este altceva decât o trecere. Și așa cum pe Lazar l-a trecut din mormântul care mirosea moarte, mirosea stricat și îl aduce și îi dă viață și mireasmă de viață și mireasmă de înviere, asta se întâmplă cu noi. Închidem ochii în lumea aceasta și îi deschidem dincolo și îl vedem pe Hristos. Închidem ochii trupești ca să-i deschidem pe cei sufletești. Închidem cele ale trupului și inima trupului nu o să mai bată, dar se deschide o altă inimă care este cea a Duhului și care ne va ține acolo legați în împărăție de data aceasta spre înviere, spre taina vieții, spre taina bucuriei, spre taina harului și niciodată, nimeni niciodată nu ne va mai putea lua din împărăția cerului ca să ne aducă înapoi în împărăția durerii care este lumea aceasta. Să încheiem călătoria celor 40 de zile cu nevoință, cu asceză, cum ne-au învățat aceste duminici și cea trecută a Sfântului Ioan Scăraru și cea de astăzi a Sfintei Maria Egipteanca, cu post, cu milostenie, cu dragoste, cu iertare. Să nu uităm să iertăm, că foarte adesea postim, dar uităm să iertăm. Sau ne facem că nu știm nimic, am uitat așa, mai bine nu mergem să cerem iertare. Să punem taina iertării mai presus de orice. Că asta e taina care o pune și Dumnezeu în practică. Că pentru asta se coboară. Dumnezeu pentru asta se coboară din cer. Ca să ne ierte pe noi
Că nimeni n-a știut zice ce are iertare Dumnezeu. Nimeni n-ai vrut zice ce are iertare. Toți au uitat zice ce are iertare. Și noi dorim să cerem această iertare. Să o cerem. Să îmbrățișăm pe cei dragi în durerea lor și să învățăm taina smereniei care ne-a fost pusă în Evanghelie. Să fim cei care ne punem tot timpul în spate ca să-i ducem pe cei din fața noastră pe care îi iubim în față spre împărăția celor. Și așa ne vom bucura de această mică înviere, de acest mic Paști care ne așteaptă săptămâna viitoare, praznicul florilor, ca să ne întărim cu forțe duhovnicești, de data aceasta să intrăm într-un alt post care va fi cel al pătimirilor Mântuitorului Hristos și de data aceasta vom fi doar cu El, pentru El, alături de El, până la cruce, pe care nu abandonăm, nu fugim de ea, ci stăm la poalele crucii, acolo, căci acolo, pe cruce, se vestește împărăția cerurilor. Domnul, de pe cruce, a vestit împărăția cerurilor, spunându-i tâlharul, care cât de mult aș vrea să fiu eu acel tâlhar pocăit, care aude în plină taina împărăției. Și ce spune Domnul? Adevărat, adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în Rai. Astăzi este ziua când Domnul mă cheamă și pe mine și pe tine, frate și soră. Astăzi e ziua când Domnul ne cheamă pe toți să viețuim în Rai. Să răspundem, da, Doamne, iată robul Tău, iată roaba Ta, ia-mă și pe mine în Rai, unde vreau să rămân cu Tine pentru veșnicie, cât ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin.